Eu salutare toată lumea, sunt Infinity Insanity. Astăzi ne vom juca niște Farm Together, dar am ceva să vă spun. Din cauza că ne-am mai postat, din câte am văzut, am postat acum o săptămână ultimul videoclip. Să vă spun ce s-a întâmplat pe scurt. Nu prea am timp din cauza școlii. Și în al doilea rând, sunt foarte răcit, cred că s-aude și la vocea mea, adică eu sunt foarte răcit momentan. Eu normal sunt imun la răceală, dar aparent am luat o gripă ceva. O să mă abțin să nu tușesc în videoclipuri, dar nu știu dacă o să pot. Și da, mă enervează că mă aud așa prost și de-aia nu prea vreau să filmez, fiindcă nu-mi place să mă aud așa prost. Deci de-aia am avut o pauză mică de o săptămână din cauza asta, fiindcă nu prea am mai avut timp în primul rând și în al doilea rând nu m-am simțit deloc bine zilele astea, deloc bine. Dar vă spun o surpriză pentru voi. Vineri să mă gândesc că îmi pot să fac un videoclip. Vineri la... Vineri la 1 o să postez un videoclip și o să încerc să postez 2 videoclipuri pe zi. Unul pe la 1-2 și unul pe la 9-8. Asta nu știu sigur, sau 6-7. O să încerc să devin iarăși un youtuber cum eram înainte, fiindcă în ultimul timp nu mai am timp de mine și nici de... Mă rog, de-abia ce am timp de mine, de fapt. De fapt. Da, adică... Și nu prea am cum să postez în continuu pentru niște oameni dacă eu n-am timp pentru mine. Nu mai mă simt nici bine în ultimul timp. Și... Și da, nu prea mai are rost să mă văd pe YouTube dacă mi-s răcit și nu mai am prea mai mult timp. Încerc, deci am făcut videoclipuri, dar nu reușesc să le postez, pur și simplu nu pot, n-am timp. Și asta este problema. După cum vedeți, aici am o stropitoare ciudată care, da, să vă arăt, stropitoare. Și aici avem wasabi, yay! M-am luat eu un pack special care îți dă wasabi, fiindcă wasabiul e destul de scump. Și să vă arăt de ce am pus wasabi, fiindcă... Uite aici. E scump, dar, dacă vedeți, 10 ore, adică e ok, sincer să fiu, și... Mă rog, am pus doar să văd cum e. Hai să le recoltăm. Ok, dar... Nu mai am benzină, hai mă, serious. Da, acum o să ne ocupăm de tot ce am nevoie eu pe aici să fac. Și scuzați-mă dacă nu sunt prea o vorbesc, fiindcă nu vreau să vă stric videoclipul cu vocea mea asta de căcat. Fiindcă v-am zis, eu sunt răcit, nu știu ce să fac, deci bun. Aici avem o plantă care aparent e... Chiviuse... Rosmarin, adică e ceva pentru mâncare făcut, adică un dat gust, nu știu mai exact ce este, mă rog. Mă rog. Punem aici. O să mai am nevoie de mai mult loc pentru fructe. Vedeți, aici am mai decorat o țără, mă rog. Hai să recoltăm prima oară aici.
noi ne grăbim, fiindcă durează destul de mult, dar facem un profit foarte bun. Adică eu cam mare parte de aia pun tot timpul în aștia, adică watermelon, mă rog, le zic pe engleză, sau lebeniță, sau pepene verde, pepene roșu, pepene galben. Momentan nu l-am. Sau, bă, nu știu. Asta e pepene galben? S-ar putea, nu știu. Am plantat, cred că, de 200. 200, cred că am plantat aici. Din aștia și dacă eu plantez de 200 o să-mi iasă dublu sau poate chiar triplu. Da, avem full la fructe, nu mă prea interesează, fiindcă, da. Fred se dă aproape un cap pe watermelonurile și este destul de bine. Adică aproape un cap. Acum chiar fac dublu, triplu de fapt. O să ajung la 300 de mii, poate, sau mai mult. 20 de ca... Are you seriously? Și mai avem și aici, deci... Chiar m-am... am armat super bine. Dacă auziți un... Brrr, sau ceva... Ceva de genul... E de la mașină. M-am jucat eu cândva... Nu știu când... Când... acum... Săptămâna trecută, 100.000, nu mai mi-aduc aminte nicio. Și am pus watermelonurile, dar în rest nu prea am mai făcut altceva. Deci, da. Ecu, aici avem o de făcut. Miere, evident. Acum am bani să vă dau de mâncare, picuțelor. Bun, aici trebuie recoltate. Olol, am nevoie pentru ceva quest, ok. Flori, flori, flori. Hai să luăm mierea de aici, fiindcă aștia îmi dă panglici. Panglicile... 70, bun. O zi întreagă durea să fac așa, dar bine, minus o oră, dar mă rog. Eu am plătit mirea numai pentru panglici și pentru diamante, fiindcă dau diamante, sincer. Să fiu eu, sincer să fie eu. Bun. Pe cum am zis, m-am zis ori mai încet, ori prost, sau mă rog. Pentru că... nu mi-am ajung, bun. Dăm aici pentru diamante. Nu știu să mai opresc replot, fiindcă plouă cam prea mult, sincer. Eu sunt mai sincer ca bună ziua, ce drept. Hai să punem aici. Aici am pus ceva flori. Nu mai mă duc aminte de ce le-am pus. Chiar pe hibiscus. Eu le-am pus, cred că doar de frumusețe. Bun, aici avem ouăle. Nu, iepurii. Ce prostăzi. Care dau bani. Sincer să fiu, fac destul de mulți bani. Știu, poate pentru unii dintre voi zice, bă, e prea plictisitor că tu ai deja bani destui să faci... Nu. Bani ăștia ar fi 3 milioane, fiindcă atunci poți să spui că poți să pui multe chestii. Bani ăștia care am, o să-i plantez înapoi pe watermelonurile, adică pe pepene, și după o să-mi iasă înapoi, fiindcă ăsta e profitul. Eu fac profit. Deci, să nu ziceți, bă, că sunt un căcat de om care farmează un lucru. Nu, nu farmez, fac și alte chestii pe lângă asta. Bun, o să mai punem niște wasabi. Că este frumos și îmi place. Mm.
Acum vreți să mă deschis o nouă zonă aici. Mai în față. Fiindcă nu mai avut loc destul. Bun. Deci aici e sursa mea ușoară de bani, care fac bani. Sau cum era aia? Sursa grea de bani. Da. Aici fac eu bani, aici am făcut, aici am pus drumurile așa, fiindcă nu am avut ce face cu ele. Și practic le-am pus aici. Deci banii ăștia nu mi-ajung nici să pun 30 de rechin pești. Fiindcă sunt scumpi. Sau pești din ăștia care sunt super proști. Da, adică îmi dau bani. Și am mai primit și salmonul. Cum se cheamă, mă? Tonul. Am primit peștele ton. Fiindcă nu știu de ce și cu ce m-a ajutat, dar ah, să fie. În rest nu prea mai am primit nimica. O, bă, da, asta. Ce este asta? Aha. Super! Da, poate pe restul care le-am primit, le primim mai încolo, nu știu sigur. Ce am primit aici? Aha, tare. Am primit și din asta. La drum n-am primit nimic aparent. N-am de ce să mă plâng, e ok. Aici vindem lână, deși nu prea am lână. Ce este aici? Bun. La porci am dat de mâncare, care apare mai bună mâncare. Și cred că cam pot spun că asta a fost, fiindcă n-am mare parte, nu prea aveți ce vedea, în afară că recoltez, culeg și mare parte fac asta în continuu, fiindcă timpul trece foarte repede momentan, fiindcă am foarte multe lucruri de făcut și 17 minute trec super repede și așa vine un nou sezon și da. Nu mă plâng, chiar mă bucur că am multe de făcut, fiindcă altfel n-aș fi avut destule de făcut și m-aș fi plictisită. Bun, eu vreau să-mi cumpăr o zonă unde să pun numai miere. Numai mere, da? Aici. Îmi place cum arată. Și aici, pe zona asta, nu sus, e prea mică. Aici, în zona asta, vreau să pun numai miere. O să fie ceva de lucru. Pe lângă asta că costă și diamante și na. Punem aici una, pam. S-a ceva de lucru. Să văd cum le pun aici, fiindcă... Și pune așa, dacă l-aș pune așa, e tot același lucru. Până ce îmi rămân niște locuri libere care n-am ce face cu ele, o să pun și în partea asta aici, așa. Până aici. Știu, sunt nebun cu mierea, dar că mierea este super bună. Îmi produc cu mierea
panglicile și panglicile nu sunt așa ușor de luat, deci să vă amintesc. În caz că ați uitat. Bun. Știu, pierd super mult loc și super multe diamante, dar n-am ce face. Întreabă puțin cu panglicile, fiindcă am nevoie de panglici, sincer să fiu, și n-am ce face, trebuie să pun miere. Și aici, aici luăm la dreapta. Punem și aici. Aici în mijloc nu știu ce să fac. Cred că o să pun ceva de decorație, dar da. Bun, asta a fost, din păcate, ce am putut să pun cu mierea, dar zic că se merită. Viața mea, am să arăta miere în jocul ăsta. Da. Cam asta a fost, eu am fost Sterițin, noi ne vedem data viitoare.